Vă salut, prieteni, vă spun bună seara și bine ați venit. Iată că dacă este ziua de marți seara, înseamnă că suntem aici la o nouă emisiune, Frumusețea în detalii, fiind vorba despre cea de-a treia ediție. Să știți că noi până acum v-am pregătit, v-am adresat întrebări, am comunicat unul cu altul. Astăzi din nou avem un subiect interesant și anume pielea cu roșață, iar lângă mine este medicul dermatovenerolog Eugen Gorgos. Pe această cale îl salut, te salut, nu ne-am mai văzut de un an de zile. Salutare, vă salutăm și pe voi, dragi spectatori. Așa, noi ce? Noi astăzi o să comunicăm, o să vorbim despre ceea ce înseamnă pielea cu roșață, iar voi, dragii noștri, vă adunați, ne urmăriți și ne adresați întrebări, pentru că Eugen este aici să ne răspundă. Frumusețea în detalii este un proiect marca Unica MD, în parteneriat cu Farmacia Familiei, cărora le mulțumim pe această cale că sunt alături de noi. Astăzi, îndeosebi, sunt și prietenii mei de la Bioderma, cărora la fel le mulțumim. Am pregătit pentru voi și daruri speciale, așa că conectați-vă cu noi, întrebați, răspundeți și așa o să creăm aici o comunitate frumoasă. Eugen, sper că ți-a plăcut introducerea, nu te-am plictisit. E extraordinar, încă nu am adormit, dar dacă adorm, țin cont că este o oră târzie și venim de la muncă, s-ar putea să fie și așa momente. Noi ți-am pregătit multe întrebări, așa că sperăm să avem o jumătate de oră interactivă și interesantă atât pentru mine, pentru că și eu am întrebările mele, dar și pentru cei care ne urmăresc la această oră. Hai să începem cu începutul, evident. Pielea cu roșață. Suntem în plin sezon în care cumva frigul de afară ar putea să ne dea bătăi de cap la acest capitol. E un factor și ăsta important. Cum se manifestă această piele cu roșață până la urmă? Deci pielea cu roșață cel mai frecvent se întâlnește într-așa o maladie dermatologică, într-o boală care se numește rozacee, unde apare roșeața propriu-zisă, o numim noi eritem, unde apare cuperoza, cum se vehiculează în limbaj mai popular, care de fapt este o telangiectazie, alte leziuni, acele capilare vizibile. Această stare, da, de rozacee sau chiar starea pre-rozacee, atunci când boala încă nu este instalată, dar pielea deja este predispusă la roșață, apare la persoane cel mai frecvent cu pielea albă, foarte deschisă la culoare, care este iarăși genetic și mai uscată. De aceea frigul, propriu-zis, ar putea și el să fie să favorizeze acea roșață a pielii cu care se confruntă unii oameni. Apropo, atât bărbați cât și femei, dar totuși mai frecvent sunt femeile și mai frecvent sunt femeile deranjate, de fapt, de pielea cu roșață, că bărbații, majoritatea bărbaților, mai rare. Și până la urmă este și un factor psihologic. Adică eu sunt sigură că femeile, atunci când văd că au o piele cu roșață, nu sunt foarte încântate, mai ales când adică produsele de cosmetologie, și nu am în vedere aici de creme, dar ceea ce înseamnă decorație, nu ne ajută, atunci e grav, ne adresăm la medic. Ce facem? În ce fază venim la medic? La medic venim în orice fază atunci când există o problemă care deranjează. Da? În primul rând pentru a o înțelege, pentru a stabili, pentru că sunt și multe persoane care consideră că au rozacee, toată viața tratează rozaceea și roșața, dar de fapt au o boală genetică sau un tip genetic de piele care se numește pityriasis rubra pilar divergi. Și iarăși este piele cu roșață, deși nu sunt acele telangiectazii, iar produsele acolo ar fi totuși de dorit să fie un pic din altă categorie, acele produse de îngrijire. De aceea la medic mergem cel puțin o dată, dacă sunt probleme, cel puțin o dată mergem la medic ca să stabilim care este concret problema. În majoritatea cazurilor de probleme banale, de pielea cu roșață, un medic dermatolog o să vă stabilească diagnoza fără careva investigații suplimentare, fără șiruri de analize, doar clinic, conform istoriei pe care o povestește pacientul și conform clinicii, ceea ce vede pe piele. De ce te-am întrebat de medic? Pentru că acum un an, dacă ți-i minte, când ne întâlneam pe holurile televiziunii, eu te întrebasem, avusem o problemă cu roșața, nu era foarte gravă, dar unele chestii mă deranjau foarte mult. Evident, am apelat la prietenii mei de la Bioderma. Eu utilizez aceste produse de aproximativ 10 luni, ceea ce este foarte important. După cum vedeți, nu suntem cu filtre, nu e Instagram, e tenul sănătos. Eu îți mulțumesc și ție pe această cale și celor care nu au încercat până acum Bioderma, le recomand să o facă, pentru că gama SensiBio e cea care menține tenul absolut perfect, nu am uscat
înălțime, nu am roșață. Te simți bine, de parcă s-a rezolvat de fapt problema. Vreau să vorbim despre această rutină zilnică. Cât este ea de importantă și la ce produse apelăm? Sau cum ne depistăm care este produsul nostru potrivit? Probabil este cea mai importantă și iarăși nu vreau cumva să subestimez valoarea tratamentelor dermatologice, dar rutina zilnică, deci cu asta se începe orice tratament. Pentru că s-ar putea să facem tratamente complexe, sofisticate. În rozaceea, deci din linia întâi, sunt 3 luni de tratament antibacterian. Iar dacă se încalcă rutina zilnică, valoarea tratamentului sau efectul final nu o să fie nici pe departe cel dorit. De aceea, în majoritatea bolilor cronice, în majoritatea situațiilor în care pacienții au o problemă cutanată, în primul rând, medicul trebuie să încerce să școlarizeze pacientul, să-și schimbe ceva din modul de viață, din rutina zilnică, pentru că au fost, iată, 10, 20 de factori, 30 de factori care au adus la această situație. Noi putem să tratăm această situație, dar dacă nu influențăm acei 10, 20, 30 de factori, aceasta, chiar și după tratament, în scurt timp, problema va reveni. Și atât în cazul pielii cu roșiață, în cazul rozăcei, eu consider că rutina zilnică joacă un rol la fel de important cum este și tratamentul dermatologic când sunt steri mai severe. Și care ar fi etapele de tratare până la urmă? Pentru că când vorbim de rutina zilnică, atunci avem un ansamblu de obiceiuri, de cineva vrea să facă, cineva nu, cineva utilizează apa micelară, cineva zice că eu nu vreau să utilizez apa micelară, mă spăl cu săpun. Sau atunci, cu un gel special. Da, da. Important e să nu se utilizeze 20 de produse. Da, pentru că asta fac multe femei în Republica Moldova și nu numai, le pare că ar fi mai bine să folosească 5 produse de curățare, 2 de hidratare, 4 de protecție solară și e suficient să fie 1 sau 2 produse care conține un component care îi menține dilatarea vasculară și într-un final roșeață și atunci efectul nu o să fie bun. Deci este important fiecare să-și aleagă acea rutină și aici putem să vorbim concret despre diferite situații. Deci să o luăm pe etapă. Orice femeie are nevoie de curățarea feței. Din curățarea feței, cu sufletul, cu mâna la inimă și față de tot poporul, pot spun că produsul de la Bioderma este al meu favorit ca medic spuneai dermatolog. Spuneai și înainte de emisiune că familia voastră îl utilizează cu mare drag în fiecare zi? Da, soția, nu știu, dacă se termină apa micelară de la Bioderma în casă, este scandal, poate să mă trimată la farmacie. La farmacia familiei, da. Că de acolo le găsim. Pe la 10 seara și atunci trebuie să o găsesc pe cei care lucrează, ceea ce nu se întâmplă. Într-adevăr, este superioară față de toate celelalte ape micelare pe care le-au încercat prietenele mele, colegele, soția, familia. Și probabil este și din cauza că Bioderma a fost compania care a inventat apa micelară și până în ziua de astăzi își mențin acolo. Poziția. Poate cunosc ei ceva ce nu cunosc ei alte... Au secretul lor și nu o să-l spună nimănui. Alte companii. Important este să facă procedurile de spălare tot corect. Nu trebuie spălat față de 10 ori pe zi. Deci fiziologic noi recomandăm în majoritatea situațiilor față să fie curățată de 2 ori pe zi, dimineața și seara. La fel și dacă s-a aplicat machiaj, la fel dacă nu s-a aplicat machiaj, să fie curățată cu apă micelară. Cei de la Bioderma cu Sensibio H2O spun că nu este neapărat clătirea. Noi, iarăși dermatologii, poate suntem mai conservatiști, recomandăm să fie curățată cu apă micelară, după care clătită cu apă călduță față, ștearsă prin tamponare. Mai folosim și o soluție după? Sau e suficientă să clătim cu apă și atât? Deci, după mine este suficient să curățăm fața cu un dis de vată înmuiat în apă micelară prin mișcări lente și este ok. Și clătim fața poate cu apă călduță. Deși pe prospect chiar am citit de mai multe ori, nu este neapărat. Deci ei spun că s-ar putea și de lăsat această soluție. Ea nu prezintă careva pericol sau interacțiuni cu altă cremă care va fi aplicată ulterior, probabil. Continuăm discuția imediat. Vreau să îi salut și pe cei care abia s-au conectat alături de noi. Tema discuției noastre de astăzi este vorba de pielea cu roșiață. Iar dacă aveți o întrebare sau să-l întrebați direct pe Eugen ceva, este aici ca să vă răspundă la orice. Noi însă avem o întrebare pentru voi, pentru că așa cum am spus la început de această emisiune, avem 2 produse de la Bioderma și voi trebuie să ne spuneți care sau din ce linie, din ce gamă de produse vine Bioderma pentru
tratarea pielii cu roșeață. Deja a spus și medicul dermatovenerolog și eu la fel am menționat despre această linie. Noi așteptăm să ne răspundeți la întrebare, iar până atunci tu să ne spui și despre factorii interni, adică există produse alimentare care ar putea să ne afecteze această roșeață a pielii? Pielea cu roșeață este acea piele la care vasele de sânge, da, capilarele, arteriorile se dilată mult mai, să zic mai tare, poate nu-i corect, mai frecvent și pentru o perioadă mai îndelungată. Toate produsele care duc la vazodilatare sau toate procedeile sau toți factorii fizici care duc la roșeață ar trebui de evitat în măsura posibilităților. Spre exemplu, toți știm că dacă mâncăm ceva picant, iute, piperat, o să, cel mai probabil, de nici a doua zi, chiar imediat se va înroși fața. Așa este. Păi, dacă la o persoană care nu suferă de rozacee, care nu are pielea cu tendință spre roșeață, această roșeață va dispărea în 5 minute, atunci la persoanele care au rozacee, această roșeață poate să țină și toată ziua. De aceea ar fi de evitat alimentele picante. Același lucru se întâmplă de la consumul de alcool. Același lucru se întâmplă de la consumul de alimente sau băuturi fierbinți. Deci aceste trei tipuri de produse întrebuințate. Băuturi fierbinți, cum ar fi? Ceai, băuturi fierbinți, mâncare fierbinte, alcool de orice tip, da? Pentru că se întâmplă când recomanzi pacientului, bine, pentru tratamentul rozacei, ar fi bine să evitați consumul de alcool, să evitați consumul de alimente picante, să evitați consumul de alimente și băuturi fierbinți. Și urmează întrebarea, dar ce alcool spate? Da, păi nu contează în ce băutură se conține acel alcool. Alcoolul, din principiu, va dilata vasele și este un dușman al rozaceei. Deci vreți să scăpați de piele cu roșață, vreți să scăpați de rozacee, ar fi bine de exclus sau cel puțin de limitat mai la maxim consumul de alcool. La fel de picant, la fel băuturile și bucatele fierbinți ar putea fi consumate la o temperatură mai joasă, să fie calde, nu zic să mănânce cineva rece, dar fie cald. Deci toți factorii după care se înroșește pielea trebuie de evitat. La fel se înroșește pielea, de exemplu, după emoții. Da? Foarte mult. De ce? Dacă cineva... Dar deja e vorba nu de pielea doar de la tendă, dar se coboară și în zona gâtului, mâinile. La fel și în rozăcee, foarte frecvent. Noi, clasic, este afectată partea mediană a fetei, pometii și piramida nazală, nasul, după care se poate extinde, de fapt, pe toată fața, dar și decolteul, zona decolteul este foarte frecvent afectată, care are fix aceleași simptome și același tratament, de fapt. Dar să revenim la emoții, dacă o persoană este prea emotivă, ok, o lăsăm să fie emotivă, dar tot se poate de școlarizat și de învățat să-și controleze emoțiile. Iar dacă emoțiile sunt legate de unele probleme psihologice, da, poate nu se simte bine în colectivitate, poate nu se simte bine din cauza altor conflicte și la aceasta se poate de influențat. Vă reamintesc de cei mulți factori care duc la o problemă. Și noi trebuie să batem maximal peste toți acești factori ca să scăpăm de acea problemă. Avem întrebări și de la cei care ne urmăresc. Diana Mocan e cea care te întreabă, bună, ce pot folosi? Îmi apare pete roșii cu piele uscată ca o eczemă și dispare. Se poate fi lipsa și de la omega-3? Adică poate fi lipsa și de la omega-3? Nu sau nu știu. Trebuie de văzut ce fel de pete roșii. Lipsa de omega-3 nu este nici pe aproape un din factorii favorizanți la pielea cu roșeață. Ce fel de pete roșii, eu nu știu. Pete roșii apar nu doar în rozacee. Pete roșii apar și la persoane cu ten gras, la bărbați, dar și la multe femei din Republica Moldova, că așa suntem noi genetic predispuși la unele probleme, apar și în cadrul dermatitei seboreice. Da, a feței. Și la fel, aparent, cineva poate să comunice, eu știu, prin telefon, prin mesaj, că are pete roșii și uscate. Te gândești la rozacee și când vezi pacientul la vizită, de fapt, este o dermatită seboreică și atunci gama de îngrijire și produsele de tratament sunt din cu totul altă gamă pentru ten gras și nu pentru ten uscat.
Deci nu este cum se întâmplă de fapt în situația voastră că, nu știu, pacientul decide că se tratează acasă, nu știu, își cumpără singur niște produse, el crede că este o rozacee, dar de fapt, cum ai spus și tu, când se vine la medic, de fapt are o dermatită seboreică sau atopică care e mult mai gravă decât rozacea. E mai greu, presupun, el s-a tratat gen de o afecțiune și vine la voi ca să-l tratați de altceva. Se agravează. Exact, se întâmplă foarte frecvent. De asta și spuneam că la noi în Moldova este foarte accesibil să merești la consultație unui specialist în domeniul care vă deranjează. Nu este scump versus alte țări alăturate. Nu este cu programări peste 5 luni. La noi pacienții se supără dacă îi programezi pe săptămâna următoare. Toți vor astăzi, mâine sau poi mâine și dacă îi spui de sâmbătă, gata, îi târziu el o scaute alt medic și o să-l găsească cel mai probabil. De aceea nu fiți lenoși, o să consumați mai multă energie și mai mulți bani dacă nu o să mergeți măcar o dată ca să stabiliți care e denumirea problemei. Dacă persoana știe precis că are rozacee și asta e confirmat prin ștampila și semnătura unui medic specialist, atunci da, se poate informa și din internet despre acea problemă. Dar, într-adevăr, deseori se întâmplă că ani în șir se tratează, de fapt, de la o problemă care nu este apropiat. Îndemnul meu este să faceți un pas dacă este o problemă de piele care vă supără, care nu vă dă pace să trăiți confortabil și bine, mergeți la un doctor. Prima instanță o să vă stabilească denumirea acelei probleme. Nu de fiecare dată, evident, apropo. Evident. Așa, mai avem o întrebare aici de la Rusu Cristina. Bună seara! Probabil suferă de cuperoză. Folosim în rutina zilnică gel de spălare Bioderma Sensibio și cremă Bioderma Sensibio AR o dată la 2 zile, căci pielea rămâne oricum uscată chiar dacă o folosim în fiecare zi. Și crema nu prea își face efectul. În ce poate fi problema? Poate e necesar să mai adăugăm ceva în rutina zilnică? Prima problemă este că nu știi dacă este rozacee sau nu. Mai este și o toleranță individuală la fiecare persoană versus un anumit produs. Nu este bine, chiar dacă pielea este la fel la 2 persoane, nu neapărat să se potrivească aceeași cremă. Pentru o persoană poate să ajute foarte bine și pentru alta nu. Doar ce am observat aici, ce nu pot înțelege, eu știu că dacă utilizarea, de exemplu, utilizăm 2 ori pe zi crema hidratantă Sensibio AR pentru piele uscată, cu roșeață, cu cuperoză și pielea oricum este uscată, eu aș adăuga 3-a utilizare pe zi sau 4-a utilizare, ca să mențină pe parcursul acelea 24 de ore pielea hidratată. Dacă și la 5 aplicări pe zi pielea nu este hidratată, atunci încercăm să schimbăm produsul. Mai este și partea inversă, motivul pielii uscate, una este partea genetică, ziceam de persoane cu piele albă, predispuse, așa au fost bunica, mama și o să fie și copiii cel mai probabil, dar se întâmplă piele uscată banal nu de la lipsa omega-3, dar de la deshidratare cronică. Și asta o văd zilnic. Asta o văd foarte zilnic, pentru că orice cremă pentru piele uscată și sensibilă are menirea și să mențină pielea hidratată. Acea apă din piele să rămână acolo, să nu se evapore din cauza dilatării vaselor, din cauza căldurii excesive, din cauza scoamelor de la suprafață. Dar unele persoane, în afară de cremă, uită să consume apă. Și asta e un factor foarte important, pentru că apa în piele nu se vine din cosmos. Evident, dacă este într-un grad, este un grad mare de deshidratare a organismului și iarăși mă întâlnesc în fiecare zi cu femei care nu consumă apă plată deloc sau consumă 100 de mililitri de apă pe zi, mai au și o pancreatită și pierd o cantitate de apă prin scaun care nu este foarte oformat, mai au și probleme cu, nu știu, septul nazal deviat sau adenoizi nazal și toată noaptea respiră prin cavitatea bucală, iarăși pierzind o cantitate importantă de apă prin respirație. Mai țin și aerul ca un copil mic și cineva consideră că pentru copil mic în casă trebuie să fie 29 de grade Celsius sau 27 și umiditatea 20% și atunci fiecare respirație mai elimină încă apa de organism. Și noi încercăm să găsim crema care o să ne hidrateze vreodată pielea, dar asta nu o să se întâmple din cauza deshidratării cronice.
Deci asta este și ideea, dar m-a întrebat anterior cineva despre omega-3, dar mai probabil că este o problemă de dehidratare. Toți așteaptă, da, dacă nu-i place să consume apă, așteaptă pastila magică, da, care să-i rezolve fie o vitamină, fie un medicament și într-o săptămână se rezolvă. Și ne mai dăm cu un pic de cremă și totul. Și ieșim afară la rece sau la foarte cald, nu ne protejăm de soare. Mergem la solar, da. Cu pielea albă, care în afară de arsură, rar când se întâmplă și o nuanță, da, sau de la produse cu nuanțe se pot folosi pentru aceasta, dar dacă pielea este genetic albă, asta înseamnă că melanină se produce puțină, asta înseamnă că solarul ar fi contraindicat. Cândva oamenii cu piele albă trăiau la nord, da, cei cu piele mai întunecată trăiau mai la sud, acum s-a amestecat, trăiește fiecare unde vrea și se întâmplă cu o persoană care genetic este predispusă la o radiație foarte mică ultravioletă, să trăiască Moldova, să vadă multe prietene bronzate și să meargă la solar, obținând arsuri, piele și mai uscată și mai deshidratată, roșii, cuperoză. Întrebări sunt multe pentru tine, Eugen. Iată că Tatiana Bucur ne întreabă: bună seara, fetița mea de 6 luni are pielea roșie în zona nasului și a guriței și avem probleme cu dermatita în partea scutecului. Așa, 6 luni în zona nasului și a guriței, cel mai frecvent se întâlnesc două probleme, este dermatita seboreică a bebelușului, se întâmplă cam pe la 3 luni, 5 luni, 6 luni ar putea să fie. Dar suferă și bebelușii de dermatită curoșață? Da, dar este un sindrom hormonal, ține de hormonii androgeni, estrogeni, de cum se dezvoltă organismul cel foarte micuț a bebelușului și se tratează cu alte produse, sau în multe cazuri nici nu necesită tratament. Este o perioadă tranzitorie, doar îngrijire corectă. Iarăși, uneori tratamentele făcute greșit ar putea încă amâna perioada de vindecare. Asta ceea ce e în prejurul nasului și a guriței. La fel, la bebeluș, 6 luni, eu am înțeles corect? Da, 6 luni. Ar putea să fie o dermatită periorală, deși nu prea am întâlnit la vârstă chiar așa de mică. Mai probabil este seboreic. Și cea periorală este legată și de alimentație. Copilul la 6 luni probabil nu mănâncă brânză de oi sau ceva sărat sau murături. Nu cred nici eu. De ce cred că e o dermatită seboreic? Ceea ce ține în zona scuticului, cel mai probabil este cel mai frecvent, ne întâlnim cu dermatita discutic. Dermatita discutic este o dermatită iritativă de contact, deci nu alergică, ci una iritativă și este o diferență mare. Cea alergică se tratează cu medicamente antihistaminice, creme hormonale antiinflamatorii la necesitate și numai după ordinul medicului, după prescripția medicală. Cea discutic se întâlnește frecvent. Nu știu dacă există oameni care n-au avut măcar o dată dermatită discutic când erau bebeluși, doar cei care n-au purtat scutic. Și ea nu se tratează cu medicamente. Se tratează cu produse care se eliberează fără rețetă, pe bază de zinc sau pe bază de vitamina B5, de expantenol. Plus, iarăși, poate e nevoie să schimbăm scuticul dacă concret acel model îi creează iritație. Deci, până la urmă, vizita la timpul potrivit la medic este cel mai bun ingredient ca bebelușul și mama să nu aibă probleme pe viitor, dar chiar și atunci. Totuși vreau să te întreb, această roșeață a pielii se tratează în totalitate sau nu, dacă suferim de această... Este greu să spunem că e de la caz la caz, dar da, eu pot să afirm că se tratează. Se tratează cu siguranță, nu știu dacă se vindecă până la capăt. Da, deci se tratează, în unele situații trebuie menținută acea rutină zilnică, menținută unele tratamente, poate chiar periodice la dermatolog, dacă este să vorbim despre rozăcee. Ca să zic că se vindecă, iarăși, ține de acei factori care au adus la problemă. Dacă acei factori pot fi înlăturați, factori predispozanți sau factori trigger, îi numim noi, atunci, da, putem spune că se vindecă. Dacă nu pot fi înlăturați, atunci trebuie menținută. Doar că discuția se începe de la piele uscată cu cuperoză, acele capilare vizibile cu roșeață, dar este și stadiul 2 a bolii, când apar papule și pustule, coșuri. Mai avem și stadiul 3, care este unul ireversibil, când apar
schimbări de fibrozare, când crește nasul, urechele, bărbia, și este un lucru care se tratează deja chirurgical. Deci tu nu ai glumit. Eu la început de emisiune, când mi-ai spus de faza 3, asta credeam că e o glumă. Nu, și, și ideea asta că eu am o problemă, dar am citit pe internet sau mi-a spus cineva că nu se mai tratează, că am făcut două tratamente și ele nu mi-au ajutat. Ok, nu se tratează, dar așteptăm a doua fază sau a treia, sau a treia fază, care într-adevăr pot afirma că iarăși nu se tratează. Estetic, noi facem intervenții chirurgicale, dar e cu tot o altă istorie. Dar de ce să ajungem la o etapă atât de complicată dacă putem din prima etapă să... Da, să stabilim niște reguli care cel puțin nu o să se agraveze problema. Mai avem întrebări. Victoria Gherța ne întreabă: bună seara, după spălarea feței mi se înroșește pielea din jurul nasului și bărbia. Am încercat mai multe produse de îngrijire speciale pentru pielea sensibilă, dar problema este aceeași. Așa, iarăși împrejurul nasului și bărbii, aici deja nu vorbim despre bebeluș, cel mai probabil este acea dermatită periorală. Iar apărea, se numește periorală, ca să înțeleagă mai bine spectatorii noștri, poate ar fi mai bine să o numim periorificială, pentru că apare și împrejurul gurii, și împrejurul naselor, și în zona orbitii, împrejurul ochilor. Și apare și ochilor. Rămâne intactă, pielea este roșie, pielea este extrem de sensibilă la orice, uneori chiar și la apă, da? Deci usturi de la o banală spălare cu apă, și aici iarăși vin produsele care au o toleranță mult mai ridicată. Doar în dacă să vorbim despre dermatită periorală, orice cremă grasă, care aparent pacienții vor să o aplice pe față, cam duce la agravare. Acolo este un tratament mai complex, el iarăși este antibacterian, el nu cu scop antibacterian, dar cu scop antiinflamator, se dă pe termen lung niște preparate antibacteriene care scot inflamația, iar îngrijirea deja a pielii trebuie să fac cu niște creme speciale pentru pielea intolerantă la orice. Sunt și așa produse, nu cu creme doar pentru piele uscată și sensibilă. Galina Sandu ne întreabă: bună seara, ce cremă ne recomandați de la Bioderma pentru hidratare pentru adolescență? Apropo, dacă vorbim de vârstă, pielea asta roșie se manifestă diferit sau nu are nu nicio treabă? Nu prea, doar că la adolescență, în statistic, avem 70% din adolescenții din Moldova cu piele mixtă sau grasă și doar 30% ar fi cu piele uscată și cu tendință spre roșiață. Produse generale nu există pentru hidratare. Trebuie de stabilit tipul pielii și atunci, conform tipului pielii la concret acel adolescent sau adolescentă, să recomandăm o cremă de hidratare. Pentru că, iarăși, nu toți adolescenții au nevoie de hidratare. Dacă au pielea grasă, ar avea... Atunci evităm acest... Invers, ar avea nevoie de protecție solară. Dacă aplicăm o cremă de hidratare pe pielea care are multe comedoane din cauza că este un exces de sebum, este mai mult acnee, o să apară și mai multe comedoane. Da? Este game speciale. Bioderma are gama sensibil pentru piele uscată, sensibilă, AR pentru roșeață, are gama sebum pentru piele grasă și au și ei acolo și cremă de protecție solară și hidratantă special pentru acel tip de piele dacă este nevoie. Dar nu se face hidratarea, de exemplu, eu nu aș avea nevoie de o cremă de hidratare, pentru că ea este grasă de la natură. Așa, Rusu Cristina din nou ne întreabă dacă puteți să-i recomandați un remediu, exemplu cremă, care poate avea un efect momentan pentru roșeața din cauza alcoolului. Deci chiar dacă servim 50 de grame de vin, atunci zona obrajilor e toată roșie, senzație de arsură și amorțire a pielii feței. Așa, deci cred că simptome, problema asta se... simptome clasice de rozăcee. Aici mai mult, deci gama pe care astăzi este afișată aici, Sensibio AR, s-ar potrivi foarte bine pentru acest tip de piele, dar nu ar trata problema. Problema va fi tratată și cu un aport medicamentos, după o vizită la dermatolog, problema ar fi tratată și schimbarea modului de viață, iar alcoolul s-ar putea să provoace de fiecare dată aceeași problemă. Asta și ziceam. În cazul rozaceei, alcoolul, dacă
el produce dilatarea vaselor, el va produce roșață. Altă întrebare, cât va dura această roșață? Deci după un tratament, în mod normal, după alcool, vor apărea piete roșii, dar poate fără senzații de amorțeală, fără senzații de usturime și poate o să dureze acea roșață câteva minute, nu toată ziua. Dacă am vorbit despre alcool și problema acestuia care ne și face pielea roșie, mai sunt și alte probleme care le agravează organismul nostru, nu pot să nu te întreb despre cei care fumează, pentru că fumează și bărbații și femeile într-un număr destul de mare în Republica Moldova. Ar fi și asta un factor? Mai fumează cineva? Nu mai știu, dar când întrebăm pacienții în spital, în secția de bărbați, mai că nu fumează nimeni și pe urmă vezi cum caută ieșiri din instituție ca să aprinde o țigară. Fumatul este foarte nociv. Atât fumatul clasic, cât și metodele alternative de fumat, care ar părea să fie un pic mai puțin nocive, dar să introducem binevol toxic în organism, nu cred că a ajutat cuiva vreodată la vreo patologie. Să zic că este o influență directă a tabagismului și pentru pielea cu tendință spre roșiață, pentru rozăcee, da, influențează negativ ca și pentru toate celelalte patologii din lume, dar nu este o legătură într-adevăr directă, nu vreau să mințim. Abandonați fumatul, asta trebuie să fie sfatul oricărui medic, însă nu, de la abandonat fumatul, rozăcea nu o să fie tratată și pielea cu roșață nu o să dispară. Așa, alte sfaturi practice pentru cei care ne urmăresc și nu doar, care o să revadă după life-ul nostru, pentru că cu siguranță am zis că este un subiect important atât pentru femei cât și pentru bărbați. Astăzi am aflat că și la copii cumva se manifestă, chiar dacă nu e vorba de o rozăcee exactă. Probleme de piele, da, da. Pot avea toți. Noi am vorbit despre curățare. Desigur că trebuie să vorbim despre hidratare și aici iarăși este crema sensibilă AR, care este concepută în special pentru tipul de piele uscată, cu tendință spre roșeață, pentru rozăcee, ca o îngrijire, ca o hidratare corectă. Deci trebuie să fie acele creme care conțin produse care controlează dilatarea vaselor, care controlează roșeața și invers, nu le conțin pe cele care o pot menține și chiar provoca uneori. Neapărat, deci factorul major este radiația ultravioletă. Soarele, lumina zilei, chiar și iarna. Deci persoanele cu pielea albă, cu rozăcee, sunt îndemnate să folosească cremă cu protecție solară, da, cu un SPF, Sun Protection Factor. SPF-ul, apropo, este important nu doar pentru perioada caldă, pentru că nu știu de ce și bărbații și femeile când aud de SPF, până la vară mai este, o să iau după. Exact. Dar, de fapt, și iarna și primăvara avem nevoie de SPF cu factor înalt. Persoanele cu rozăcee, cu siguranță, trebuie să folosească cremă cu SPF 365 sau 366 de zile pe an, indiferent de condițiile meteo, și aici iarăși este o eroare, cineva crede că dacă plouă sau este înnorat afară, sau este o zi mai răcoroasă de primăvară, nu trebuie să aplici crema cu SPF. Păi bine, vă spun că razele ultraviolete, 80% depășesc toți norii și ajung la pământ odată cu multe alte raze. Cele infraroșii, deci care ne dau senzația de căldură, mai puțin trec prin nori, iar ultravioletii, care favorizează, stimulează și chiar provoacă rozăcee, trec. De aceea, dimineața, cu 15 minute înainte de a ieși afară, aplicați o cremă cu SPF 30 sau mai mult. Apoi puteți ieși afară dacă este lumină. Dacă este întuneric afară, este noapte, puteți să nu folosiți cremă cu SPF. Dacă stați în încăpere, tot puteți să nu folosiți crema cu SPF, dar dacă ieșiți din casă și vă gândiți că doar am 5 minute până la mașină sau până la serviciu și în rest sunt încăpere, vă îndemn să o folosiți și iarna și vara. Vara, mai mult, se va folosi repetat la fiecare 2-3 ore de aflare în aer liber. Crema cu SPF pentru persoanele cu rozăcee este esențial. Altfel nu o să meargă niciun tratament și chiar este uneori supărător să facem un efort, să facem un tratament medicamentos complex, timp de 3 luni, să rezolvăm situația, persoana este mega fericită, mulțumim domn doctor și vine următoarea primăvară și toate regulile cele de care am
discutat despre rutină, despre protecție solară, sunt încălcate și 3, 4, 5, 7 luni problema revine și iarăși începem cu tratamente complexe. Deci protecție solară esențială și iarăși ea trebuie să fie crema din gamă special pentru pielea cu roșață, Fotoderma R, spre exemplu, da, care este expus aici, este conceput ca să hidrateze, să aibă acel factor de protecție foarte înalt, 50. Ca să ne poată ajuta cumva. SPF să dureze și în timp și plus nu are componente care ar stimula sau ar menține roșață. Da, Cravencu Tatiana spune bună seara, programare bună. La o consultație, se poate? Aici nu, așa, da. Da, Eugen Gorgos îl găsiți și în mediul online, este chiar acum pe Facebook, așa că... Da, nu este numărul meu secret, nu o să dau denumire la instituțiile medicale în care lucrez, ca să nu Facebook, facem... pe Instagram și... Mai rar răspundem programa. La Facebook, Rusu Cristina ne mulțumește pentru informația utilă, vă mulțumim cu mare drag că ați fost și dumneavoastră alături de noi. Galina Sandu, vă mulțumim frumos pentru informație. Eugen, drag. Eu îți mulțumesc tare mult pentru toate detaliile care... Mi le-ai oferit în această seară. S-au scurs seară. Acele 2 ore care le-am planificat? Nu două, dar 40 de minute. Îți dai seama, am planificat acest live pentru 30 de minute, dar informația și subiectul este unul atât de interesant că am putea să mai stăm aici vreo 2 ore în fiecare, jumătate. În fiecare marți, câte 45 de minute, să fie câte o oră academică și eu cred că în jumătate de an clarificăm toate întrebările. Toate întrebările. Chiar absolut. Și eu, care nu am studii în medicină, o să mă lămurești cumva ce și cum înseamnă. Avem și un câștigător care a răspuns la întrebarea noastră. Este vorba de Natalia Cotruță. Doamnă, să știți că o să vă folosiți cu mare drag de aceste produse de la Bioderma, cărora le mulțumim pe această cale și farmaciei familiei. Acestea le luăm noi și de alte produse. Ok, am înțeles. Lasă că ne împărțim, ne șeruim noi cumva. Și farmaciei familiei, care este alături de noi în fiecare zi de marți și de joi. Cam atât am avut, a vă spune, în a treia ediție de Frumusețe în Detalii. Noi vă așteptăm aici și joi, începând cu ora 19, așa că fiți alături de Unica MD.